Salut și bine ați venit pe canalul legat de Cluj. Mă aflu pe malul Someșului, undeva între Gilău și Florești, de unde în curând câteva canoe vor pleca spre Florești. La invitația lui Adrian Dohotaru am acceptat să filmez începutul acestei misiuni, care se numește Implică-te, Someșul are nevoie de tine. În curând cei prezenți vor participa la instructaj și după aceea vor merge cu canoele pe Someș în jos. O să încerc să fiu cât mai scurt posibil. E un soi de micro-expediție pe care noi o facem de vreo două ori pe an cu scopul de a arăta frumusețea acestui coridor verde-albastru. Propunem prin campania SOS Someșul nostru, există și o pagină de Facebook care se numește Someșul nostru. Propunem un coridor verde-albastru la nivelul Clujului metropolitan. Considerăm că s-ar putea face cea mai lungă pistă de biciclete din țară, de la Gilău până la Bonsida, ulterior mai departe. Am încercat să atragem atenția prin pagina de Facebook Someșul nostru și asupra problemei depozitării deșeurilor ilegale și în urma unor sesizări colective care s-au făcut. O să vedem și noi dacă sunt deșeuri în continuare și o să punem un model de sesizare astfel încât să trimitem cât mai mult și cei care participăm la tură, dar și cei care ne urmăresc pe Facebook, ne urmăresc pe net, astfel încât încet încet să începem să rezolvăm problema deșeurilor ilegale aruncate la Someș și nu numai. În sensul acesta, vedem că și autoritățile s-au mobilizat mai bine în ultimii ani și la fiecare sesizare colectivă, că era în zona aeroportului, că era în zona de Florești, autoritățile au intervenit alături de firmele de salubritate pentru a curăța malurile Someșului și Someșul, astfel încât pe termen mediu și lung să avem aici spații verzi la râu, să avem acest coridor verde-albastru care presupune piste de biciclete și alei pietonale, mobilier urban, pentru ca oamenii care stau în Florești, în Gilău, în Apahida, să aibă niște zone de promenadă, pentru că vedem că aceste localități s-au dezvoltat extrem de haotic în ultimele decenii, fără spații publice verzi, fără bunuri comune și semnalul pe care îl dăm prin această campanie, prin asociația din care fac parte, denumită SOS, Societatea Organizată Sustenabil, dar și alte asociații, ca Someș Delivery, ca experții urbaniști, încercăm să propunem niște coridoare verzi pentru oamenii din Florești lipsiți de spații verzi. Mă bucur că alături de noi este și Alina, cu un proiect câștigător la bugetarea participativă din Florești, prin care a propus un proiect educativ în ceea ce privește managementul deșeurilor în comuna Florești. E cu localizare la Someș, unde s-au descoperit mai multe depozite ilegale. I-aș acorda cuvântul pe scurt cam ce își propune și noi, la rândul nostru, cum putem să ajutăm acest proiect de bugetare participativă, care are un design, din punctul meu de vedere, destul de prost, deși au venit propuneri din societatea civilă în urmă cu 10 ani pentru un proces mai complex de bugetare participativă. S-au făcut, da, niște mici pași de implica civici din diverse localități, dar din păcate fără deliberări, fără dezbateri. Și atunci ne poate da și Alina mai multe detalii, după care i-aș da microfonul virtual, o vâslă aici, lui Sandor Chiorășoi, care se ocupă de firma de salubritate din comuna Florești, implicat și el alături de autorități în combaterea fenomenului depozitării ilegale de deșeuri. Și vedem ce pași se pot face pe viitor, ce s-a îmbunătățit, ce probleme mai sunt. După care i-aș da microfonul vâsla acolo lui Eugen Pănescu, dacă vrea să ne spună câteva cuvinte despre reîntoarcerea Clujului, vorbind de Cluj-Napoca în principal, dar și de Cluj la nivel metropolitan, reîntoarcerea Clujului, că s-a discutat de asta în ultimul deceniu, cu fața la Someș. Alina, povestește-ne puțin despre proiectul câștigător. Asta să fie, să zicem, prima dezbatere legată de proiecte câștigătoare în comuna Florești pe bugetare participativă. O dezbatere, hai să zicem, mai informală, dacă autoritățile nu o fac.
Bună, sunt Monica Danciu, sunt inginer de mediu, locuiesc în Florel de peste 15 ani și mi-am dorit foarte mult. Eventual mai tare să ne... Mi-am dorit foarte mult ca ceea ce am studiat să aplic unde locuiesc, mai ales că am văzut că suntem atât de haotici și construiți și așa. Eu locuiesc lângă Someș, am locuit acolo, acum m-am mutat spre Anele. Și acolo m-a trecut cel mai tare când am văzut cum se depozează ilegal pe mal. Ideea mea a pornit de la pe partea de deșeuri, de la nevoia de educare. Adică am văzut că omul nu e educat, are deja prin primărie și firma de salubritate tomberoane pentru colectarea selectivă, dar nu face, voie nu face. Și eu unde locuiesc am încercat să-i motivez pe vecini, dar nu vor. Și am zis, hai să fac ceva, să-i educ și vreau să merg și pe partea de educare prin filmulețe, prin joc. Am zis că vreau să încerc o altă educare pe partea mea de mental deșeurilor. Eu foarte mult vreau să implic și economia circulară în acest proiect. Și prin asta, acum în premieră vă spun, în proiect am propus o piață cu lucruri ce le avem pe casă la mâna a doua. Adică le putem vinde la prețuri modice. Cumva să nu le mai considerăm niște deșeuri, să le dăm altă viață, să le prelungim ciclul de viață ca să salvăm și noi planeta prin ce putem. Așa și un al doilea lucru ce mi se pare foarte, foarte important este copiii. Dacă noi n-am avut parte de educație pe partea de deșeuri, vreau ca copiii noștri să aibă parte de deșeuri în școli și în grădinițe, în Florești. Timp de un an când ținea proiectul, vreau să asigur că lucrul acesta s-a întâmplat și îmi doresc să merg și mai departe. Probabil că vor fi doritori care să mă susțină. Vă mulțumesc frumos și succes, să avem toți împreună. Da. Șandor, mult succes și să sperăm că autoritățile vor propune mai multe dezbateri, astfel încât să vedem cum proiectul poate să meargă mai departe, că deocamdată e o schiță prezentată. Da, eu prin proiect am propus și cum ajunge. Șandor Cărășoi, cum vă spuneam, este managerul firmei de salubritate care are un contract aici în Florești, a obținut rezultate foarte bune și la Târgul Lăpuș, unde s-a ajuns, dacă nu mă înșel, la 82% colectare separată. 75%. Astea erau niște informații care apăreau în media de 82%, dar oricum... Da, știi, ca pe vremuri, era un banc pe vremuri, că domnul secretar de partid, cât raportăm? Păi 85, 82. Deci, e cam 75% la Târgul Lăpuș. Eu sunt mai mult activist civic și director al Asociației Ecologiste Floarea de Colț. Întâmplarea îmi face ca pentru o perioadă să fiu directorul general la RDE Harghita. Am încercat peste tot unde lucrăm să implementăm colectare pe 5 fracții și un management a deșeurilor așa cum trebuie. La Odorheiu Secuiesc am reușit și acolo merge chiar foarte bine. Însă la Florești problemele sunt mult mai mari decât ne-am fi așteptat vreodată și autoritățile din Cluj, din județul Cluj, se pare că sunt mult mai rigide decât în alte zone și mai e o problemă, toată lumea așteaptă acel sistem județean să pornească și pe noi nu ne lasă să facem ce vrem și ce considerăm că e bine, că autoritățile zic că doar alea sunt cele oficiale, restul sunt temporare și nu ne autorizează. Cel mai bun exemplu e după ce am venit la Florești, exact de un an, din 1 iunie anul trecut operăm aici, primul lucru care a fost să identific un loc unde să cer primăriei terenul să facă un fel de centru unde să poată să aducă oricine orice și am zis lângă Someș, lângă Casa Zânelor. Dacă tot merge omul să arunce în Someș, atunci să facem noi un loc și am amenajat. Am cerut primăriei terenul, am văzut un loc care e exact cu betoane, cu separatoare, exact ce ne-a trebuit. Primăria ne-a dat-o, noi am amenajat-o, am început să lucrăm și după două zile a venit Garda de Mediu și ne-au închis
centru, dar după ce am constatat că nici terenul nu era primăriei. Adică primăria ne-a dat-o, faceți, dar nu se știe. Și acum așteptăm două locuri, două locații date de primărie. De fapt, primăria o să ne dea două locații, dar așteptăm să le spună care îs și noi o să amenajăm centrul acesta. Deci ideea e că oricine poate să aducă orice acolo, decât să-l arunce în pădure sau oriunde altundeva, începând de la deșeuri de construcții, canapele, cârpe, orice. Pentru că de colectat, noi colectăm doar 4 fracții în momentul actual de peste tot, hârtie, carton, plastic, sticlă și menajerul în amestec. Am convins primăria și a trecut prin Consiliul Local în buget, îi trecut și în buget, bugetul încă nu-i, nu știu sigur cum e în ce stadiu, dar a fost trecut în buget 100.000 de euro, cât am calculat eu că ar costa implementarea colectării fracției biodegradabile din Florești. Asta înseamnă că fiecare apartament va primi o găletuță și fiecare punct de colectare va fi dotat cu un container de colectare selectivă. Asta funcționează deja la Odorhei, la Târgu Lăpuș, deci se poate. Una din marile probleme e că tot la Oradea ducem biodegradabilul ca să se facă compost din el și nu reușim în aceeași sistem, nu reușim să autorizăm o platformă de compost în județul Cluj. Pentru că nu a fost trecut în planul de gestionare a deșeurilor, planul județean, și atunci zice că trebuie acordul Consiliului Județean și trebuie acordul ADI-ului pentru a face asta. ADI-ul zice că nu-i treaba noastră, deci ne trimite de la unul la altul ca să putem face ceva și noi nu ne permitem să facem, să fim foarte mari moși ca și firmă, pentru că contractul de la Florești din 6 în 6 luni se prelungește până începe sistemul județean. Și atunci nici noi nu ne permitem să facem prea mult. Adică patronii mă cam trag de urechi când cheltui în plus. Dar posibilități există. Cea mai mare problemă la Florești va fi ce ați spus și voi, conștientizarea. Deci am încercat, am făcut zone test unde am dat saci colorați la fiecare apartament ca să aducă în containerele de aceeași culoare și nu prea funcționează mergând doar pe pliante. Deci aici va trebui o acțiune concentrată de conștientizare pe toate căile, să zicem, căile prin care ne mobilizăm noi. Nu ajungem mai mult la 15-20% din populație, deci trebuie pe mass media agresiv pe toate variantele. Partea bună, și bine că v-ați întâlnit, pentru că proiectul câștigător e undeva la vreo 100.000 de euro pe campanii de conștientizare și atunci este foarte bine de corelat eforturile firmei cu eforturile civice și bineînțeles ale autorităților. De aceea noi insistăm pentru dezbateri și deliberări ca să fie pusă, să se ajungă la un acord comun, să fie puse toate aceste părți la discuții, tocmai pentru a nu ajunge la o situație, de aici nu se vede, dar vedem depozitare ilegală, sunt zeci de saci, dacă ne urcăm pe dig mai încolo, să vedem și mai încolo probleme similare. Legat de, până la urmă, de resurse, și noi trebuie să punctăm că suntem o campanie voluntară. De pildă, banii care au venit aici pentru nevoie vin prin Asociația Mai Mult Verde, care cu cere are un proiect care se numește Cu apele curate, sponsorizat de o corporație, și banii au mers strict pentru închirierea acestor canoe. Și de aceea e bine că există acest efort civic voluntar. De pildă, alături de noi este și Olivia Nica, care este fotografă de păsări, merge foarte des la barajul Florești, unde este un mic rai pentru avifaună, pentru biodiversitate. Rai care merită descoperit, redescoperit și de floreșteni, și noi vom merge în câteva momente acolo. Olivia, îți mulțumesc pentru munca depusă, pentru fotografiile pe care le ofer și pentru
pagina de Facebook Someșul nostru. Și acum ajungem la Eugen Pănescu, dacă mai este pe aici în zonă, da, este aici, îi predăm vest la microfonul, să ne povestească puțin despre miza ca orașul să-și redescopere Someșul, nu doar în zona de Cluj-Napoca, unde sunt proiecte în derulare, ci și la nivel metropolitan. Cred că ne e la toți foarte clar că discutăm de o chestiune atât de simplă, decentă și normală, încât nici n-ar trebui să petrecem chiar atâta timp discutând, la fel cum nu trebuie să petrecem mult timp că gunoaiele trebuie strânse din apă. Deci e o chestiune de decență și de simplitate care ar trebui înțeleasă imediat, de fapt. Mai ales la Cluj, unde există norocul că traseul râului e destul de liber și pe o mare parte din el asemenea trasee se pot amenaja ușor. Cred că trebuie instituțiile care gestionează acest spațiu fizic să-și înțeleagă responsabilitățile și față de societate, nu numai față de ele în sine, cu sarcinile de serviciu curente, să poată să discute unele cu altele, așa cum la Cluj s-a început cu proiectul de amenajare al Someșului și n-a fost simplu deloc. Înțelegem toți că fiecare instituție din România, instituție în sens propriu și autonom, ceea ce e foarte anormal, și că funcționează ca și magneții de același pol pe care vrei să-i apropii, dar e momentul să se schimbe chestiunea asta și vă felicit și pe tine, adică faci excursiile astea de care și eu mă bucur cu mare plăcere și că ajungem să vedem Someșul dintr-o cu tot altă perspectivă pe care n-am avut-o niciodată, n-am avut-o nici eu. Și mă bucur că suntem din foarte multe zone ale societății, da? Așa cum ai spus și tu, sunt și consilier local cu noi și județeni, dar poate să discutăm și după ce ne dea jos din barcă. Sigur. Despre ce am văzut. Vom merge cam vreo 4 km, la unde la baraj ne dăm jos, o să mergem vreo 50 de metri și apoi ajungem până la limita administrativă a orașului Cluj-Napoca, unde noi propunem o arie naturală urbană pe modelul parcului natural Bucărești, pe modelul a ceea ce se poate face în parcul Est. Cam atât a fost pentru ziua de azi. Eu vă propun să mai discutăm și pe parcurs și la final, când ajungem în zona unde vom face o curățenie simbolică, am zis câteva minute, dar și ca să vedem zona mlăștinoasă, de mlaștini de lângă râu, unde propunem această arie naturală urbană, unde este și compania de apă Someșul.